Zălăuanii și nu numai pot participa în această săptămână la o conferință despre suflete în suferință. Evenimentul va fi susținut de decanul Facultății de Psihologie din Cluj-Napoca. O nouă întâlnire din seria de conferințe Glasul Bisericii în Cetate, organizată de Episcopia Sălajului în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, îl va aduce în fața zălăuanilor pe profesorul universitar dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc în sala de ședințe de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, joi 9 iunie, ora 17, având ca temă Suflete în suferință, între duhovnic și psiholog.